iar bine ai venit la sesiunea noastră de cumpărături. Spune-mi, te rog, în primul rând, cât de des faci tu shopping? O, Doamne, de fiecare dată când am timp liber. Dar o să zic de ce nu fac shopping, că vreau să-mi cumpăr ceva neapărat. O fac ca pe o terapie, că uneori vin și cu trei șosete. Sau vin cu o vază, o... Așa, doar ca să-mi creez eu așa, că atunci când am timp liber mă duc și mă prin magazine, mă deconectez, îmi place foarte mult să fac asta și nu sunt shopaholic, cât sunt, eu nu știu dacă există vreun cuvânt. Ai anumite magazine care îți plac atunci când ajungi la mall? Care sunt brandurile la care te duci prima dată? Accesorii, intru în magazine de accesorii. Orice sclipicește așa. Când merg pe coridor și văd așa în partea dreaptă sau partea stângă care sclipi ceva, mă duc în stânga sau în dreapta. Deci nu știu dacă eu fix un magazin anume, cât să-mi atragă mie privirea cu ceva anume. Este un trend pe care vrei să-l urmezi sezonul acesta? Nu. Nu, eu sunt ca pasărea cerului, go with the flow. Dacă îmi place ceva, cumpăr. Dacă nu îmi place, nu cumpăr și nu cumpăr doar de dragul trendului. Trebuie să-mi placă și trebuie să simt că pot purta asta. Cam așa merg. Observ că ai un machiaj superb. Spune-mi, te rog, un produs de beauty care nu lipsește din geanta ta. Luciul de buze sau rujul, că cam necesită tot timpul că mănânci ceva și necesită să-ți faci, că se vede direct la buze, toată lumea se uită prima dată la buze și la ochi. Deci asta n-ar lipsi, dar dacă ar fi să-ți spun un produs preferat dintr-o trusă de machiaj, ar fi glitterul, wow, ce-ar sclipi, și blush-ul.